Ne-am întors ca să prindem momentul în care Flaviu Scoți urcă pe podium la Moscova, rămâne medaliat la europene. Iată-l! Este a 12-a lui medalie la seniori, a 5-a de argint, are 3 medalii de aur în palmares și 4, alte 4 de bronz. A 26 de ani va împlini anul acesta, născut la Reșița, primul antrenor Mircea Ciocănel e deja din 2004 la lotul României. Abliazin a luat aurul. A fost al doilea la Jocurile Olimpice. E prima medalie de aur pentru Abliazin. Scoții rămâne pe podium la sărituri. În 2009 la medalie și în 2010, în 2011 a lipsit, anul trecut aur, acum argint. Mai are de muncit mult Abliazin până să-l ajungă pe Nemov, pe care l-am văzut în tribună. Imnul Rusiei. Și mai mari emoții. Urmează finala feminină de la Bârnă. Iordache și Bulimar au fost pe primele două poziții în calificări. Nu pleacă fără medalie Coții de la Moscova, așa cum s-a și-a propus. A fost mare favorit la sol, din păcate a ratat chiar la prima diagonală și a scăpat printre degete. Aurul are cel mai bun sol, e cu el în pregătire pentru mondiale, a spus că e pregătit, s-a simțit bine aici. A fost doar un moment nefericit, e mulțumit și de acest nou covor de la sol.